Băiețelul de 2 ani dispărut sâmbătă în Mehedinți a fost găsit mort, iar anchetatorii vorbesc despre o moarte suspectă. Trupul mic zăcea lângă un puț abandonat la aproape 3 km de casă, pe un deal unde ar ajunge greu chiar și un adult. În plus, băiețelul era plin de zgârieturi, polițiștii au trecut acum la audieri, iar printre suspecți s-ar putea număra și părinții. Paternitatea copilului a fost mereu subiect de ceartă în familie. A fost cu fața în jos, cu mâinile prinse. Avea iarbă în mâine. Am zis că e o păpușă. Când încolo m-am uitat bine, pe că e copil. S-au constatat doar niște scoriații pe corp, la picioare, mâini. De 3 zile, familia se roagă să-l găsească pe Emanuel în viață. Au așteptat pe ulițe întoarcerea echipelor de căutare și au sperat că băiatul lor doar s-a rătăcit undeva aproape de casă. Echipele de căutare l-au găsit astăzi pe Emanuel, mort, pe un deal la 3 km departare de sat. Doare în suflet, atât a fost de copil și trăia la... Nu se știe cum a ajuns un copil atât de mic, atât de departe de casă. Se presupune că în joacă s-a depărtat prea tare. M-am uitat așa tot, m-am uitat după el. Dintr-o dată am observat că nu mai se aude, nu mai îl văd. Mama era atentă, îl supraveghea de obicei sau îl cam lăsa... Era puțin mai neglijentă față de... El a mai plecat. Însă anchetatorii au în calcul toate ipotezele. Băiețelul avea iarbă în palme, ca și când, în ultimele clipe de viață, ar fi încercat să se agațe de ceva, iar trupul lui era plin de zgârieturi. În plus, dealul pe care a fost găsit e greu de urcat chiar și de către un adult. Femeia care l-a descoperit plecase să aducă apă pentru animale dintr-un puț abandonat pe un deal. Pe burtică și cu capul gol și cu mâna așa sub el. Este posibil, da, ca micuțul să fi fost adus aici ulterior. Aceeași femeie a urcat și ieri dealul, dar susține că nu a văzut nimic. Azi a fost audiată, la fel și părinții care au sunat la 112 după ce și-au căutat copilul cu ajutorul vecinilor. Totuși s-a sunat destul de târziu, copilul dispărut undeva în jurul orei 15 și apelul a fost undeva la 18:45. E posibil să fie un abandon de familie, o ucidere din culpă. E posibil să fie alte fapte. Paternitatea copilului a fost tot timpul subiect de scandal în familie. Sătenii spun că cel mic s-ar fi născut în urma unei relații pe care mama ar fi avut-o cu un alt bărbat. Mai se certa una, ce să zic. Se spunește că nu era copilul sau... Aia nu mai știu ce-a făcut, dar lumea vorbește. Tatăl a fost supus testului poligraf, la fel și mama. Doar procurorii pot dovedi dacă cei doi pot fi acuzați de neglijență sau de altceva. O probă esențială în anchetă este și rezultatul necropsiei.